0 puncte, 0 goluri, ultimul loc. De aici pleacă discuția înaintea următoarelor două partide pe care le vom disputa pe teren propriu, ambele în Giulești, sâmbătă împotriva Finlandei și apoi marțea viitoare împotriva Muntenegrului. Alături de mine am plăcerea să vi prezint pe Florin Lovin. Bună seara, Florin. Bună seara, bună mulțumesc seara. Mult de prezență. Emil Grădinescu de asemenea. Salut. Bună seara, Emil. Mulțumesc de prezență. Impresii, pentru că deja sunt două meciuri și cred că putem trage niște concluzii. Da, eu m-am uitat după ce aceste două meciuri foarte mult la televizor, mai mult decât oricând, să zic. Sunt puțin supărat, în sensul că cam toată lumea dă în jucători și în antrenori, mai ales și oamenii de presă și oamenii de fotbal, pe undeva e normal, dar am impresia mereu că judecăm foarte mult efectul și nu ne concentrăm deloc asupra cauzei. Am putea vorbi, cred că să facem vreo 24 de ore de emisiune și cred că tot nu ajungem la un numitor comun. Însă, cred eu că cauza principală este societatea românească, care se degradează pe zi ce trece și, bineînțeles, că sportul vine la pachet. Pentru că vedem, nu vorbim doar de fotbal, zero scrie și la atletism, zero scrie și la multe sporturi care înainte făceam lege. Adică nu putem vorbi de fotbal la singular. În același timp, chiar vă lansez vouă o provocare. De ce Ungaria a ajuns să se bată cu Anglia și cu Italia de la egal la egal și noi nu mai putem să ne batem de la egal la egal nici cu Muntenegru și Bosnia? Păi iată, eu am un răspuns, înseamnă că este cel corect, dacă ai deschis discuția asta. Mie mi se pare că în momentul de față, văzând naționala Ungariei, nu chiar meci de meci cum o văd pe cea a României, că are un selecționer care e capabil să ridice nivelul jucătorilor, care sunt la un nivel superior jucătorilor noștri, pentru că iau prin Bundesliga, dar nu deosebit, atenție. Adică clar, nu ar, pe hârtie, Ungaria nu se poate bate cu aceste naționale pe care le-ai amintit. Și cu toate astea a făcut-o. Și n-a făcut-o într-un meci, să zici că asta, de asta spun. N-a făcut-o nici măcar în două. În ultimii ani? Face. Eu aș face pariu că îi batem pe unguri. Deci aș face pariu că în România, Ungaria se termină cu bine, dar un meci, dar un meci nu poate reprezenta, practic, poate să fie un accident, un meci. Am putea pune un pariu din 10 meciuri să vedem câte câștigă România. Atunci vă treabă, garantez că... Dar nu e treabă sănătoasă nici la unguri. Nu e treabă. Și la campionatul lor e împânzit, e invadat de străini. Cu Anglia, stați liniștiți, că ați văzut meciul. Nu, dar vorbim de ultimele meciuri de ultimii ani. De pentru ultimii că au participat la un campionat european, s-au bătut și acolo, au avut evoluții remarcabile. Au jucat cu echipe mari, gen Anglia, gen Germania, care te mai lasă să respiri, te mai lasă să joci. Și dacă vii pe atitudine, pe forță și pe agresivitate, te ții acolo. Da, și noi cu Germania era să scoatem. Emilio, nu înțeleg, că aici vorbeam înainte de emisiune puțin cu Dan și spuneam argumente pro-contra, adică să zic România, ce alibiuri poți găsi și atunci începi și vorbești despre infrastructură în comparație cu Ungaria și spui, păi, nu ne putem compara cu unguri, că ungurii au construit, au făcut, au baze, au anumiți antrenori care vin, investesc și în forța umană, nu numai în infrastructură. Și atunci vin cu un contraargument, dar Muntenegru și Bosnia au infrastructuri mai bune ca ale noastre? Iată. Și atunci te dai pe spate și spui, cauți răspunsuri la care niciodată nu găsești răspuns. Răspunsul este, din punctul meu de vedere, că jucătorul român, în momentul de față, nu are... Eu am simțit asta pe pielea mea și de multe ori vorbesc din perspectiva vieții mele. Eu până să ies afară și să văd exact cum se antrenează, cum se pregătește o zi, cum se pregătește un om care să se gândească doar la fotbal. Este cu totul altceva, este cu totul altă lume. Noi suntem 50 de ani în urmă la tot ceea ce înseamnă educarea unui copil. Păi noi vorbim, la noi nu mai se face nicio distinție între performanță și sport de masă. La noi absolut toată lumea face performanță. La mine la Bacău sunt 24 de asociații sportive care toți copiii ăia joacă într-un campionat și se termină meciurile 50-0. Păi despre asta vorbim, nu. Vrei să-ți faci fotbal privat? Fă frumos, nu te înscrii în campionat. În campionat înseamnă performanță. Performanță trebuie să fie cei mai buni. Da? La fel se transmite de la copii, la tineret, la echipa mare, la Liga 1. La Liga 1 joacă cine vrea și cine nu vrea în Liga 1. Ai teren, n-ai teren, joci. Joci de 3 ani, nu joci un meci acasă, Târgoviște. Nu, trebuie niște condiții. Dacă le poți, faci performanță, nu le poți, stai la fotbal amator. Corect. Și atunci toate lucrurile astea adunate, puse cap la cap,
ajung jucători care nu sunt pregătiți pentru performanță și în momentul când ai un test de dat, ok, noi vorbim, campionatul României a ajuns în momentul de față un campionat slab, trebuie să-l recunoaștem, da? Da, nu e mai slab decât cel al Muntenegrului. Noi am avut jucători în primul 11 cu Muntenegru din campionatul nostru, ei au avut jucători din campionatul lor. Am o întrebare, ce echipă au eliminat-o pe Botoșani anul trecut din Pirlo? De unde era? Ok, dar ai spus că nu e relevant un meci. Ok, pe Craiova cine? Hai să luăm pe ultimii ani. Caragandi, din toate meciurile. Un an, dar singurul sezon de anul trecut, da? Da, noi tot... Așa pot să spun și eu de CFR Cluj, care a făcut performanță, evident, la nivelul performanței pe care îl putem face. În care Național a luat-o cu tot în jos. Adică noi vorbim de ultimii 2-3 ani. Tu spui așa, că ți se pare normal unde Național a... Exact, și, acum, și n-ar trebui să avem așteptări mai mari. Asta cred eu. Păi ce așteptări mari avem? Să fim rezonabili într-o grupă cu Bosnia, Finlanda și Muntenegru, ți se pare că sunt așteptări mari? Nu sunt așteptări mari, dar în același timp trebuie să vedem problemele fotbalului românesc și să... le luăm așa cum sunt. Adică ne-au bătut, ne-au bătut. Dar nu este un lucru wow că te-a bătut Bosnia. Din punctul meu de vedere. Eu acum am avut o intervenție acum, cred că 3-4 luni. Și exact asta am spus. O să ajungem să ne batem de la egal la egal cu insulele Feroe. Și de ce? Că trebuie să și argumentezi ceea ce spui, da? În primul rând, ca să joci fotbal în ziua de azi, îți trebuie creier, în primul rând, forță și viteză. Da. În primul rând, creier. Să aplici un plan tactic. Eu când mă uit la televizor și văd ori analiști, că vorbim după un meci cu Bosnia și începem. 3-5-2, 4-4-2. N-are nicio treabă. Dacă joci fotbal, joci în orice sistem și dacă ai creier ca jucător, îl aplici în timpul meciului și poți să-l schimbi. Noi nu facem școală. Niciun sportiv la noi, foarte rar, sunt sportivi care, ca să, trebuie să-ți antrenezi creierul cumva. Cum ți-l antrenezi? Dacă tu nu faci școală, faci liceu sportiv 3 ore pe zi. Doar trebuie să fii prezent, să treci clasa, da? Eu în Austria, copiii de la care erau în academii, făceau la 12 ani, nu făceau chimie, fizică și biologie la școală, făceau lecții de aplicare a planurilor tactice. Păi dacă copilul ăla de la 12 ani crește la 18-19, el deja știe cum să aplice în funcție de adversar anumite chestii. Nu e normal să te depășească când ajunge la toate capitolele, nu mai e de talent, nu mai se joacă același fotbal. Acum totul, ați văzut... directorul de scouting de la Liverpool a transferat toți jucătorii de la Liverpool fără să vadă un meci de-al lor. Totul pe analiză matematică. Poți să înțelegi asta. Probabil. Și atunci, statistică. Da. Și atunci, despre asta vorbim. Vorbim despre niște copii care eu de asta nu cred că este fundamental și corect să dăm în ei. Pentru că ei... atâta pot și sunt rezultatul. Nu, nu cred. Acum au crezut, acum au crescut. Contrazic aici. Da, nu, e normal să ne... Asta e impresia mea, da. Evident că nu poate fi pusă în practică pentru că nu o poți demonstra. Eu cred că această națională, sau, mă rog, cu alți jucători, că fiecare selecționare are viziunea lui, cu un selecționer capabil să ridice nivelul jucător. Poți să dai nume. De selecționer? Da, care crezi tu că ar putea schimba fața naționale. De exemplu, naționale. Am convingerea 100%, când mi-ai cerut un nume, că dacă Olăroiu venea antrenor la echipa națională, aveam rezultate mult mai bune. Așa mi se pare. Știi de ce spun asta? Am fost foarte curios inclusiv acum, când s-a dus în Emirate, s-o preia pe Al Sarjak, dacă nu mă înșel. Și a luat un plin campionat. Se jucaseră 7-8 meciuri, echipa era pe locul 5-6. A luat-o din momentul ăla până la finalul campionatului, nu știu că a pierdut un meci, parcă un meci. Asta dă dovadă de intervenția antrenorului care ridică nivelul. El a lucrat cu ce a găsit acolo, adică nu poți să spui că s-a dus și a cumpărat 10 jucători și a schimbat. Nu, o echipă care a mers prost cu un antrenor pentru că n-a știut să o pună în valoare, vine cu un alt antrenor care gândește altfel. Nu, clar, asta este părerea mea. Sunt antrenor la o echipă, când ai 6 înfrângeri la rând, vine un antrenor, schimbă cu tot, nu mai pierzi până la sfârșitul campionatului. Știu cum e să faci treabă cu acești jucători, dar problema la noi este că la echipa națională nu ai jucătorii zi de zi să poți să le implementezi ce spui tu. Și într-adevăr, Olăroiu, da, nu a antrenat nicio echipă națională. N-avem de unde să știm. Nu a antrenat. Că în momentul când... Bă, da, o Arabia Saudită, cred, într-o perioadă scurtă. La un turneu final, da, că l-a rugat... Da. E foarte greu ca și selecționer, când ai jucătorii 3-4 zile, în primul rând, ce vedem noi în ultimul an? Vedem o harababură. Noi n-am avut, adică, un, să zic așa, un selecționer care să-și țină poate puțin rădoi pe stilul lui, să zic așa, mai ofensiv. Dar și el, în momentul când am văzut că nu funcționează, a trebuit să facă niște mișcări. La fel am văzut acum. Din punctul meu, nu e posibil în meciurile astea să joci două sisteme diferite,
să schimbi atâția jucători, pentru că un nucleu trebuie să-l ai permanent. Eu, dacă, din punct de vedere, greșeala cea mai mare la echipa națională în timpul an s-a făcut că, în momentul când a venit Mirel Rădoi, el trebuia să ia toți jucătorii de la naționala aia de tineret, marea majoritate, cu 5-6 care erau deja și pe un lot de 25-30 jucători maxim să nu se abate de la ele. Au fost 70 de oameni, așa 70 e. de jucători într-un an jumătate. Da. Păi cum? Hai să vă zic și eu ceva. Te rog. Avem două perioade în fotbalul românesc. Cea dinainte de Revoluție și care s-a dus până în 2010, să zicem, 2008-2010, și cea ulterioară. Care sunt elementele care deosebesc cele două perioade? În primul rând, invazia de jucători străini, care s-a făcut simțită din 2010 foarte acut, până în ziua de azi. Al doilea element, și care ar fi, teoretic ar fi, în favoarea creșterii fotbalului nostru, banii mult mai mulți în Liga 1. Mult mai mulți bani din 2010 până astăzi. Infinit mai mult, nu, bine, mult mai mulți bani. Acum, te gândești, dacă această invazie de jucători străini nu cumva blochează ascensiunea, dezvoltarea juniorilor de care vorbeai tu, Florin. Într-adevăr, trebuie lucrat cu creier la nivel de junior, trebuie să-i dezvolți. Și trebuie să facem diferența, da, cum sunt între performanță și sport de masă. Ok, bun. Și unde au loc juniorii ăștia să joace? Dacă este totul blocat, totul este blocat. Dacă ar fi bun, de ce n-ar avea loc? N-au loc, pentru că intervin factori exteriori. Factori exteriori, gen Parandărăt. Deci sunt convins că se întâmplă asta. Toți străinii care vin la noi sunt liberi de contract, nu circulă niciun ban până bănci, nu, circulă doar bani la nivel de salariu care se întorc. Al doilea lucru, CFR îți câștigă 5 campionate la rând cu o echipă plină de străini. Mă uitam și acum, primele două transferuri, 3, incluzându-și pe Brown, sunt numai jucători străini. Deci totul a devenit o afacere în care... Sunt și jucători români. Aseară la Zenița am avut 3 titulari de la CFR. Mulțumesc. L-ai avut pe Camora, care îți dă cu stângul, are poarta în față și îl dă la 45 de grade. Okay. Și da? Puteau să mai fie jucători de acolo dacă era alt selecționer, mă gândesc. Că uite, aici o discuție și vă întreb pe amândoi. Stai puțin, că nu, am ieșit din drum, din matcă. Ai atâția jucători străini care blochează posturi. Asta am înțeles. Este, după părerea mea, imperios, obligatoriu, limitarea numărului de jucători străini, care se poate total face în condiții absolut legale. Nu știu. Îți dau un exemplu. Eu sunt patron la o echipă, da? Da. Angajez 15 jucători străini, vine federația și îmi spune în teren ai voie doar cu 3. Și atunci ce fac? Păi stai bă, că încarci dreptul la muncă. Și federația spune, nu se încarci niciun drept la muncă. Tu i-ai angajat, le-ai făcut contract, nu scrie nicăieri că ești obligat să-i folosești. Da, dar nu poți să plătești niște jucători străini și să nu-i folosești. Nu, păi atunci nu-i mai iei. Îți dau un exemplu. Eu în Austria exact asta am pățit. În Austria legea era în felul următor și asta poate fi implementată lejer de federație, pentru că cum federația a decis să joace 2 jucători sub 21 de ani, da? Și unul titular la început, când a fost cu schimbările alea rușinoase din secunda 30, care era jalnic, stăteai la televizor. Da? În Austria era în felul următor. Nu aveai voie, vorbim de Liga 1, nu aveai voie mai mult de 6 jucători străini în lot și aveai voie mai mult de 3 titulari. Indiferent de naționalitate? Indiferent. Deci nu aveai 3 străini. Puteau ei să fie... Nu era cu extracomunitari, comunitari, nu. Nu aveai voie mai mult de 6 jucători străini. Sigur, altfel decât acum, regula nu mai e, că nu mă uit la Zalzburg, ce are în teren și are numai străini. Nu, are toate... Aici ajungeam. S-a făcut în felul următor. Salzburg și pe vremea noastră juca cu 11 străini. Ok. Dar să spun care era federația, în felul următor. Nu putem lua dreptul unor echipe care au bani și poate nu poate să ajungă în cupele europene doar cu jucătorii austrieci. Adică dacă vrei și ai bani, poți să faci. Ai încălcat regula, ai renunțat la banii din TV. Toți banii respectivi se împărțeau la celelalte echipe. Da. Lucru pe care celelalte echipe l-au îmbrățișat cu drag, știau că campioană va fi clar Red Bull Salzburg, că n-aveai cum să... Da, e un magnat. Și Red Bull Salzburg, cât erau drepturile televizare, 3-4 milioane la momentul respectiv în Austria, îi împărțeau egal la celelalte echipe. Deci dacă și-ar fi
mi se pare mai mult decât ok. Adică nu îngrădești pe nimeni. Ai bani, vrei să faci, ia și fă. Dar atunci se creează o chestie că 80% din echipe, da, nu-și vor permite că ei din banii aia trăiesc. Și atunci sunt obligați să investească în academii. Da, uite, și mai deșteaptă. Și mai deșteaptă. Da, da, da. Și atunci, asta de, asta zic, de asta zic că se poate, dar trebuie... Noi vorbim, deci eu când am, cred că am spus chestia asta de N ori. Suntem țara din Europa, avem la Liga 3 100 de echipe, la 18 milioane de locuitori. Germania, la 84 de milioane de locuitori, au o singură serie de 20. Dați-mi o explicație pentru fotbal, vorbim. Nu există că... Dar care de multe ori mă întrebam de ce Germania la prima ligă are doar 18 echipe, când și-ar permite da, ca țară, ca nivel, dacă, ca structură, dacă ca tot. Dacă nu poți și nu îndeplinești, nu joci decât fotbalul, adică și sportul în general. Performanța sau în altă performanță înseamnă sacrificiu, înseamnă exclusiv să te dedici acelei cauze. Păi dacă mie îmi spuneți acum că jucătorii din ziua de azi se dedică 100% fotbal, păi credeți-mă, eu la Astra am văzut jucători care două ore de antrenament îi încurcau. Adică îi încurcau în viața lor personală. De asta zic, s-a creat, plus că eu nu zic că nu-i, că și afară, că după aia facem o paralelă, domnule, că le ia capul mințile, le iau banii mințile la copii ăștia. Avem exemple afară, care sunt milionari, Haaland. Astea sunt niște excepții, păi, dacă ne ducem nu, la... Păi nu, la, dacă ne ducem în Dortmund, toți jucătorii așa, la 17-18 ani. Da, dar sunt cluburile prea mari, adică noi trebuie să vedem niște exemple că știi cum se va întâmpla prin România când apare unul de ăsta mic și spunem, păi e prea mic pentru... Păi da, da, Messi cum e? Păi ne raportăm la excepția da, mondială. Da, dar nu, totuși. Ideea în sine este că dacă nu schimbăm tot, cum a spus Emil, să fie oameni în care cu viziune și să facă un plan, exact același lucru îi bănuiesc în toate domeniile, da? Păi, la un minister, când la minister, să vii să faci un plan tu? Și să-l respecti. Dar în să momentul fie... în care federația l-a căutat pe Beloni, Beloni le-a expus un plan. Și a spus așa, nu puteți cere obiectiv în această Liga Națiunilor, pentru că vine prea repede. Nu cunosc jucătorii, am nevoie de timp. Dați-mi Liga Națiunilor. Că poate terminăm pe primul loc. Putem să terminăm și pe ultimul și pe locul 3, dar lăsați-mă să simt ca o perioadă de testare echipa, și de... da. Și apoi în preliminarii. Altfel nu semnez pentru că mă expun. Federației s-a părut inacceptabil și a ajuns la un antenor care a acceptat chestiunea asta. Și noi acum ajungem să vedem că se confirmă fix ce spune Beloni, ceea ce mi se pare realmente fabulos. Fix ce a spus Beloni la acele negocieri. Încă nu se confirmă, Dani, iartă-mă că... Încă nu? Încă nu, deocamdată mai sunt 12 puncte în joc, cine știe, poate le iei. Păi nu, poate eu spun pe ce s-a jucat. Bine, da, dar ziceai de locul 3, locul 4, poate pe 4. Da, acum da, dar acum? Vedem la final. Vedem ai la final. De la mai mult? Nu, dar chiar dacă facem... Da, da, zic teoretic. Dar eu am o întrebare. Să spunem că România câștigă toate 4 meciuri care mai sunt. Face 12 puncte. Cu ce schimbă situația fotbalului românesc că face România 4 victorii? Pe termen. Păi niciun scur? Termen. Schimbă. Nu schimbă. Că tot nu ne vom califica nicăieri. Mai vine lumea, mai vine lumea la stadion, mai e un pic de entuziasm. Multă lume nu înțelege importanța acestei competiții pentru preliminarii. Că l-auzeam și pe Diorinescu spunând că punctele de aici nu ne duc la Euro. Ok, nu ne duc la Euro. Dar s-ar putea să ne ducă. Dar dacă terminăm pe 4, sigur nu ne duc la Euro. Dacă terminăm pe primul loc, avem o șansă mare să ne ducă aceste puncte. Dacă terminăm pe locul 2, avem o șansă. Dacă terminăm pe 3 și pe 4, da, sau pe 4, tot sigur. Tot rezolvă, cum a spus Emil, este clar că, din punctul meu de vedere, mereu am susținut această idee că sunt prea mulți jucători străini în România și a devenit un Eldorado, cum a spus, al comisionărilor, al banilor duși în altă parte, luat din salariile jucătorului procente și... Dacă uitați la Dinamo, vorbim, trecem dintr-un într-alt. 53 sau 54. Dar să vii la un club și să faci salarii, aveau ăia 35.000, 40.000 de euro salarii când au venit la început. Da. Adică niște chestii care ți se par și acum. Sunt jucători la Dinamo cu echipă retrogradată cu salarii de 8.000 de euro. Da. Păi eu, scuzați-mă, că eu cunosc, am prieteni care sunt director de televiziuni, soțiile sunt rector universitar și câștigă 5.000 de euro împreună. Împreună, da. Adică despre ce vorbim? Hai să începem. Uite, eu în Germania aveam un salariu mic și bonusuri foarte mari. Adică trebuie să începi să stimulezi performanța, nu non-performanța. Florin, asta e paradoxal. Că deși sunt mult mai mulți bani în perioada asta față de perioada dinainte de 2010, performanța nu există. S-a dus, că... valoarea s-a dus în cap și a campionatului și a echipei. Eu zic naționale. Că ține mult și noi. Uite, îi dau un exemplu, că noi ajungem și noi acum ca bătrâni, că înainte ne uitam la ei, am devenit și noi de 40 de ani, acum vorbim și noi ca la peste 10 ani. Nu să mă bagi în categorie. Da. Deci noi,
încă am fost, pentru că noi, la urma urmei, eu mă uit acum, mi-am făcut un birou acasă și am cam scos toate din tricouri tot și mă gândeam, 3 ani la rând Champions League, grupe, e o utopie de neconceput. În adică, momentul ăsta, spui. Da, adică nu mai poți vorbi. Și în momentul ăla, mie mi se păreau niște lucruri normale. Adică nu mi se părea că, ok, ne-am calificat, nu mi se părea că am răsturnat munții acum. Mamă, și ce ofticați eram, că ne bătea Realul. Da, adică... Bănel, băi, deci Bănel, cum fost, dai autocul? Mergem și mai în urmă, la jumătate, scuze-mă, da. La jumătatea anilor 90, cu Titi Dumitriu, care mergea cu Steaua în grupele Champions League și avea niște adversari teribili, era desfințat de presă, de așa, că de ce nu face puncte? Și la moment a fost într-o grupă cu Juventus și Dortmund și finala Champions League a fost Juventus-Dortmund. Și Titi Dumitriu era acuzat că nu face puncte. Și vedem că de la an la an se degradează cam totul și noi, poate ultima generație care cât de cât a fost și generația lui Borceanu, Pintilii cu Regencamp, 2011, când au bătut Chelsea, când au bătut Ajax. Ăla am fost ultimul foc de paie al fotbalului românesc. Din punct de vedere, ăla a fost. A mai fost CFR-ul, au mai avut și ei perioade cu grupele Europa League, dar și noi cu Astra, de exemplu, am jucat grupe Europa League, da? Dar tot nu... Adică nu mai era consistența aia fotbalistică care să zică, da, uite, România este... Că eu mă uitam cum ne percepeau românii înainte și cum ne percep acum. O scurtă perioadă când am fost în impresariat, am avut oameni care spuneau, te rog, nu mai spune de jucători români. Că nu mai avem ce discuta. Afară. Da, nu mai avem ce discuta. Că e... Și aici este, de fapt, marea vină pe care o poartă conducerea federației și în speță chiar Răzvan Burleanu. Pentru că s-a creat acest sistem de complicități. Voi mă votați pe mine, eu vă fac vouă pe plac. Și din cauza asta lipsesc măsurile cu adevărat revoluționare. Adică măsurile care să îndrepte total, să schimbe total care să în bine. Să pună presiune pe cluburi, practic. Da, așa e. Răsutând pe Eddie Ordănescu, vorbind după meciul de aseară din Bosnia, spuneam, am pierdut și această partidă. E adevărat că impresia generală a fost totuși alta față de cea arătată în primul meci la Podgorița cu Muntenegru. Dezamăgire. Da, cred că am fost mai cu viață, să zic așa, meciul ăsta. Am fost mai energici. Am avut câteva momente bune, unele în care poate nu ne-a ridicat iarăși la un nivel foarte bun, dar per total cred că a fost un meci, comparându-l cu cel din Muntenegru, a fost un meci mai bun. Puțină șansă. Avem o șansă acum că sunt 4 zile între cele 2 meciuri. E adevărat că avem un drum acasă, trebuie să ne recuperăm, trebuie să gestionăm bine, trebuie să ne regenerăm din toate punctele de vedere, în primul rând mental. Știți că băieții suferă, știți că pun la suflet, știți că s-au adunat lucruri din trecut și e nevoie ca să le arătăm încredere. Și eu asta fac, sunt pregătit să fac asta, sunt aici, sunt ferm pe poziții, sunt încrezător, încrederea mea e nemișcată. Atâta timp cât voi fi aici, voi da totul pentru echipa națională și sunt sigur că avem viitor. Dacă facem ce am făcut astăzi, rezultatele se vor întoarce. În fotbal lucrurile se întorc și când muncești și te dăruiești, lucrurile ți se îți vin. După ce am primit gol, am schimbat imediat sistemul, am reacționat, am impus jucători ofensivi, inclusiv cu Hanca, care să împingă mai mult banda. Am băgat 2 atacanți. Din păcate, ghinionul nu s-a oprit la tabelă, cum a fost golul pe care l-am primit. Când puteți termina pe ultimul loc, puteți continua? Există această înțelegere cu federația? Eu nu pot să fac acest scenariu, îl resping din start, pentru că am încredere că avem capacitatea să obținem cu totul altceva. Contractul meu e ferm, n-am mai discutat pe el, pentru că nu e cazul. Suntem în plină campanie de jocuri de Liga Națiunilor, e important, conștientizez, v-am spus la fiecare apariție că conștientizez cât de important este, dar totuși, chiar dacă echipa, nu știu, nu va termina primele 2 locuri, nu este un turneu final ratat. Ratăm decât o șansă ca să ne creăm anumite avantaje pentru ceea ce înseamnă preliminari. Eu nu știu cât o să fiu aici, dar indiferent cât voi fi, că voi fi 6 luni, un an, 2, 3, voi da totul și asta am spus, că știu unde vin, știu că e un drum greu, mi-l asum, sunt pregătit pentru asta. Dacă nu vor fi rezultate, cu siguranță că mi-am asumat tot timpul responsabilitatea și vedeți că o fac după fiecare joc. Așa că, din punctul ăsta de vedere, sunt pregătit pentru asta. Eu nu sunt adeptul schimbărilor majore și recunosc că azi a fost o schimbare majoră ca și sistem și abordare.
Îmi place să fiu consecvent, să fiu echilibrat, dar au fost foarte multe lucruri pe care le-am luat în calcul pentru seara asta și când am ajuns la concluzia să schimbăm sistemul, ne-am raportat că au fost infinit mai multe avantaje decât dezavantaje. Luați un joc foarte bun al României în trecut, unul foarte îndepărtat cu Germania, când s-au jucat în aceeași structură pe linia de fund și au fost aceiași trei fundași centrali. Mai mult decât atât, Rus joacă la echipa lui de club fundaș central. Manea, Burcă, Camora au jucat în play-off meciuri în sistemul cu 5. Triunghiul la mijloc nu l-am schimbat. Ați fost criticat după meciul din Muntenegru că nu l-ați folosit pe Octavian Popescu. Ați fost criticat și astăzi că nu a fost în primul 11. L-ați introdus. Cum l-ați văzut în aceste minute în care a jucat astăzi cu Bosnia și aveam nevoie să recuperăm acel dezavantaj? Un copil foarte talentat, pe care îl cunosc, care are sprijinul meu total, are încrederea mea, care are o marjă solidă de progres, dar în continuare trebuie să fie, să-și parcurgă etapele de creștere așa cum trebuie. Este încă un jucător destul de fragil, nu are putere încă, nu poate înlănțui efortul, nu poate duce contrastele și din punct de vedere defensiv, aici ai nevoie de fotbal total. Dar încet, încet sunt sigur că îl putem câștiga și poate deveni unul dintre cei mai importanți jucători echipei naționale. Trebuie cu răbdare. Dacă vrem presiune, atunci poate să o facă cine vrea. La mine nu ajunge. Știu că pentru fiecare contează banul, pentru mine contează echipa națională și mai puțin împingerea jucătorilor ca să le creștem cota. Cum l-ai caracterizat pe Edi Ordănescu? Pot fi puțin subiectiv, să zic așa, pentru că e un antrenor pe care îl apreciez și îmi place modul lui de a gândi și de a... și îl știu cum muncește și câtă pasiune pune. Însă e foarte greu la echipa națională să reușești. Sunt un cumul de factori. Într-adevăr, e clar, în meseria de antrenor e judecat după fapte și după rezultate. Adică... Păi după ce a trebuit să fii? Nu, e clar și este corect să fii. La echipa națională e esențial să faci puncte. Pentru că nu prea interesează pe nimeni că ai jucat spectaculos, că ai jucat frumos. Când vine și pe un joc, da, consistent, este ideal. Însă, da, văd un pic, poate îl văd puțin schimbat. Același sentiment l-am avut și cu Mirel Rădoi. Din afară pare că nu sunt stăpânite lucrurile cum ar trebui. Așa pare, da. Adică pare că e o degringoladă și o, nu se găsește un drum. Vedem discuții de genul că a spus Stoichiță să joace cu sistemul cu tare, că nu știu ce schimbare a propus-o Stoichiță, lucruri care mi se par... Adică de ei nu poți accepta. Adică când ești un antrenor de echipă națională, este clar, te-ai dus acolo. Acum nu știu câte dintre ele sunt adevărate. Însă e clar că rezultatele spun că până în momentul de față a fost dezamăgitor. Adică nu putem ascunde lucrul ăsta, da? Încă o chestie care am văzut-o și iar mi s-a părut. Primul meci să-l folosești pe Cristea mijlocaș central. În condițiile în care un an întreg a jucat fundaș central. Eu știu că tu, probabil, l-a avut la, mereu când l-a avut și la FCSB, a încercat să-l joace pe această poziție, că îți place de el și probabil că îl simți că ai mai mult nevoie de el în acea poziție. Însă, totuși, nu poți să joci un campionat pe un post și deodată să vii la echipa națională să joci alt post. Adică sunt câteva lucruri care sunt, dar bag mâna în foc pentru Edi Ordănescu la capitolul corectitudine, la capitolul că niciodată nu va putea face un joc cu cuiva sau asta. Da, așa crede. Nici nu cred că am văzut vreo acuzație în sensul ăsta. Nu, păi am văzut, s-a speculat că face jocurile anumitor oameni din fotbal, cheamă anumiți fotbaliști pe anumite relații, ceea ce nu cred că nu este cazul. Însă, încă o chestie legată de Octavian Popescu, că iar e un subiect pe buzele tuturor. Până la Octavian Popescu, pentru că ai amintit de Cristea, că mi se pare că e cel mai vulnerabil post și tu ai jucat în poziția aia, da, de mijlocaș central defensiv. Tu vezi vreo soluție în momentul ăsta? Că până la urmă trebuie înțeles și selecționerul. Nu există. Eu consider că din cauza acestui post, echipa națională suferă foarte mult. Hai să ne aducem aminte la echipa națională cine a fost pe astfel de poziții. Îl iau ultimul care vine în minte, Pintilii. Da? Deci noi nu mai avem acel jucător în echipa națională
care să fie motorul, să te uiți. Ce mi-a, adică dacă ieri am rămas cu ceva, am rămas cu figura lui Burcă care îi venea să mănânce vreo trei deodată. Da, adică să vedea la el acea dorință și chestia e că n-ai în jurul tău 2-3 jucători de ăștia, da? Care pun osul la treabă și practic atunci și tu încerci tu să te autodepășești. Corect. Echipa națională pare o echipă letargică. Pare o echipă care renunță la prima greutate. Da? Adică în momentul când au luat gol, e foarte... Adică știi că s-a terminat meciul. Adică și când te uiți pe fața tuturor, se vede acea letargie. Nu. Adică la echipa națională trebuie totuși scheletul. Da? Trebuie să ai un fundaș central, un mijlocaș. Neapărat care să fie motorul echipei. Deci de la Pintili, noi nu am mai avut un astfel de jucător, care Pintili, ne aducem aminte bine, ne-a dus prin evoluțiile sale la ultimul campionat european. Da? Deci a fost cam ultima generație de jucători care într-adevăr erau la mijloc. Am avut pe Mirel, da? Mirel la fel, un jucător care mereu era tipul de jucător agresiv, tipul de jucător care trăgea echipa după el. Noi nu avem moment. Chiricheș este un fotbalist, dacă nu era un fotbalist bun, nu avea cum să reziste în Italia atât timp și la Napoli și la Sassuolo, dar mi se pare că la echipa națională, neavând această presiune a postului, pentru că la echipa de club, dacă n-ai jucat 2-3 meciuri bine, clar, îi vine rândul altuia. Ceea ce s-a și întâmplat. La echipa națională, niciodată nu cred că un jucător vine la echipa națională fără dorință. Vine, dar când nu ești maxim de concentrat și nu-ți pui acolo tot ce ai nevoie și la o mică, cum a fost cazul la cele două goluri, la prima de concentrare, iei gol, s-a terminat totul. De asta zic, contează foarte mult acest factor din mijlocul terenului, inima echipei care să dea adică această agresivitate. Adică contează și faptul că știind că nu are concurență, nu este... Nu o gândește, adică el niciodată... Nu, instinctiv. Este instinctiv și este subconștient. În momentul în care știi că ești bătând cuie, și asta am simțit-o și eu pe pielea mea, la unele echipe, la echipele unde am simțit că sunt bătut în cuie, am avut cele mai slabe rezultate. Foarte interesant, da. La momentul când eu am fost un fotbalist care într-adevăr am muncit și am luptat pentru postul meu în echipă, la Steaua, cu 5 antrenori diferiți, am fost unul dintre jucători care a jucat cel mai mult în cupele europene. Adică unul te place, unul nu te place, dar să joci cu toți înseamnă că a fost ceva. Eu când nu mă plăcea un antrenor, mă antrenam de 3 ori mai mult ca să-i demonstrez că greșește față de mine. Am avut chestia asta care eu n-am fost un jucător talentat, da, să zic, mamă, ce... nu, dar am făcut lucrurile corect și nu mi-am depășit area de ce știam să fac, făceam simplu și făceam foarte bine. Dar mereu am considerat că această agresivitate... Păi mă uitam și vorbim acum, ducem la tot ce înseamnă fizic. Deci dacă ne uităm la niște meciuri, și văd mijlocașii de pe la Suedia, de pe la Norvegia, de pe la Austria, de pe la... Stai că vine Finlanda. Toți sunt și m-am uitat la noi, nu că, adică jucătorii trebuie să spunem că noi nu-i jignim pe ei, noi nu avem nimic personal, eu n-am nimic personal cu Olaru, n-am jucători buni, eu vorbesc doar în comparație cu cei afară, da? Și dacă vezi când fac, când se cântă imnul și se trece camera pe fiecare jucător, da? Și de la primul impact pe care îl ai, vezi o diferență între cele două echipe. Adică eu așa văd, eu de la primul... Fizic, spui tu, da. Și fizic, și ca când vezi fața omului, că e concentrat, că e acolo. Că... Păi te uiți, spunem, am văzut în comentarii în timpul meciului că da, totuși e final de campionat. Păi ce să mai cerem lui Modric, care are 36 de ani, a jucat 70 de meciuri anul ăsta și când l-am văzut cu Croația, juca și alerga cu 3 oameni în spate. Pentru toate naționalele e final de campionat. Nu e doar pentru noi. Pentru toată lumea, exact. Plus de jucătorii noștri sunt un pic mai odihniți, exact, că nu joacă toți pe la echipă. Exact. Și de spuneai mai devreme de cum erai ca fotbalist. Ți-ar fi fost ușor sau greu să joci acum în Naționala României? Am vorbit și înainte. Eu nu prea sunt de acord cu această comparație între vremuri. Nu. Dacă ai fi jucat la nivelul tău, poate cel mai bun. În momentul de față, ai fi fost titular indiscutabil în Naționala României? Să pune probleme, n-aș putea să-ți răspund la întrebarea asta cu da sau nu. Tot ce pot să spun este că în momentul când jucam meci de meci în Champions League, campion cu România și jucam 30 și ceva de meciuri pe an cu Steaua, nu am fost chemat. Motivele sunt mai multe și la un moment dat chiar le-am înțeles. Adică chiar era un lot în care ți era greu să speri că ajungi la echipa națională. Adică erau la mijlocul terenului Dornel Munteanu, Rădoi, Chivu. Ovidiu Petre, care era un jucător Chivu, care... Juca și el la mijloc? Chivu. Da. Adică... Codrea. Da, Codrea, care era titular în Italia meci de meci. Nu prea puteai să... Acum, eu credem, noi am luat campionatul cu Astra 2015, cred. Da.
Nu, în 2015-2016. Așa, și în 2016 a fost campionatul european. Da. Eu am făcut un campionat atunci extraordinar. Eu chiar speram atunci să mai ai la echipa națională. O zic fără nicio... Și-au mers așa, Pintili, Hoban a fost parcă, da, nu, Prepeliță. Nu, nu mai ca țin, să da, înțeleagă da, ca să facem, da. Ce variante adică erau eu în momentul acela am jucat toate meciurile la Astra, absolut toate meciurile, am ieșit campion, am jucat grupe Europa League, deci am jucat toate meciurile și chiar am zis, bă, uite, ar fi frumos pentru mine ca în culoarea carierei, măcar o prezență să am la echipa națională. Lucrurile nu s-a întâmplat, dar mă doare când văd că în ziua de azi, practic, ai un meci, două în Liga 1, ești la echipa națională. Ajungi prea ușor. E foarte ușor și cred eu, e această instabilitate. Să, noi cred că dacă luăm în ultimii 3 ani toți jucătorii care au fost la echipa națională, cred că depășim 100. 100%? 100%? 70 au fost în anul ăla cu Rădoi. Da. Deci nu poți să... Ok, ești în căutare, dar această căutare continuă și acest 11, dacă cred că e... elocvent că toate perioadele despre care vorbim, generația de aur, Steaua 86, chiar echipa noastră, adică îi știai pe 13-15 pe de rost. Corect. Pe posturile lor. Acum, dacă întrebi un copil de pe, un copil de 10-12 ani, chiar dacă zim primul 11 al naționalei, sau primii 15, care foarte greu va obține un răspuns concret. Păi, apropo de chestia asta, zilele trecute în redacție la Gazetă, înainte de meciurile cu Muntenegru și Bosnia, ce echipă poate folosi? Și am zis, ok, hai să facem niște bilețele și scoatem pentru fiecare post, indiferent care este, îl băgăm. Și o să vezi că nu e diferență mare între o echipă pe care o facem prin tragerea sau și cealaltă, indiferent de numele care, ceea ce nu mi se pare deloc în regulă să fim așa. O să întreb ceva, pentru că vreau să-l ascultăm pe Mihai Stoica. A avut, de fapt, aseară a fost aici în platou cu Silviu Tudor Samuel și a comentat pe marginea meciului din Bosnia. Și a avut o opinie extrem de dură la adresa lui Pușcaș pentru acea ocazie pe care Pușcaș a ratat-o pe parcursul primei reprize. Vreau să-l ascultăm ce spune, pentru că e managerul unui club important din România și apoi ne întoarce și o să aflu și părerea lui Florin Lovi. Când eram noi pe la juniori și avea câte unul o execuție lamentabilă, îi spuneam antrenorii, băi, du-te, ia-ți legitimația și rupeți-o. Cam asta ar trebui să facă Pușcaș. Nu ai voie atacant al echipei naționale să ajungi singur cu un apărător pe linia porții și să tratezi faza cu, nu știu, lejeritate. N-am înțeles ce s-a întâmplat. Nu poți să ratezi din poziția aia și să denumești atacantul echipei naționale. Aia este o greșeală impardonabilă. Iar noi, în general, avem o mare problemă. Îi înfierăm cu mânie proletară pe portar când greșesc, pe fundaș, cum a fost cazul lui Chiricheș, dar atacanți a ratat. A ratat penalti. Se întâmplă. Nu. Sunt greșelile astea sunt la fel de grave ca greșelile făcute de ceilalți jucători din cauza cărora se iau goluri. Ești de acord sau ai o altă părere? Ești de acord doar cu ultima parte. În sensul că un atacant care nu dă gol, din punctul meu de vedere, este la fel de vinovat ca un apărător care greșește. Care nu dă gol dintr-o poziție de genul ăla. Dintr-o poziție clară, cum a avut Pușcaș două. Da, și nu sunt de acord. Eu, dacă ai observat, evit de multe ori și să fac comentarii, pentru că am fost jucător de fotbal. Știu că în momentul în care nu ești apt, să zic așa, și mental și fizic, pot apărea astfel de lucruri. Ca atacant, e pur și simplu, știm prea bine, au fost atacanți în istoria României care au dat sute de goluri și au ratat, poate, ocazii cu poarta goală. Se întâmplă. În această perioadă se pare că nimic nu funcționează în echipa națională, da? Pentru că, într-adevăr, dacă Pușcaș marca acel gol, poate era alt discurs și era altfel, era o altă, cu tot o altă atmosferă. Însă nu pot fi de acord cu această expresie să-și rupă legitimația, pentru că, totuși, și așa sunt puțini. Eu nu zic să-i ținem în palme, dar totuși trebuie să-i sprijinim și trebuie să găsim, cum am spus, adevărații vinovați și să vedem imaginea în ansamblu, da. Nu exclusiv. Începuse o discuție despre Octavian Popescu și te-am întrerupt. S-a făcut foarte mult tantam în jurul acestui fotbalist, care este în continuare foarte tânăr. El a arătat bine sezonul precedent, nu acesta care s-a încheiat. Sezonul trecut a arătat și mai bine și a dublat cumva randamentul. Și multă lume poate s-ar fi așteptat să-l vadă mai mult în cele două meciuri, mai ales că România n-a avut... Între care și eu. Între care și tu. Da. Cum îți explici că n-a jucat sau că a jucat atât de puțin?
Încă noi, România, facem parte din acei, nu știu, o mentalitate că la 22 de ani ești încă tânăr. Chiar și în comentarii, vezi tânărul de 20 de ani, tânărul de 21 de ani. Și mă uitam la Red Bull Salzburg în Champions League, echipa cu care au câștigat play-off-ul de Champions League și au jucat în grupe, de la mijloc în sus, niciun jucător nu era mai... Deci cei 6 jucători de la mijloc și atacanții, nimeni nu avea peste 19 ani. Deci tot aveau 17, 18, da. 19 ani. Da? Ăia tineri. Ăia tineri. Eu consider că în momentul în care ești o națională mică, cum suntem, că am devenit o națională mică, adică trebuie să fim și conștienți de faptul ăsta, și ai genul ăsta de jucători, eu zic că trebuie să exploatați la maxim. Poate nu mai vorbim azi nici de, nu mai vorbeam azi nici de Gică Hagi, care regele fotbalului românesc, dacă l-a așteptat cineva până la 22 de ani să debuteze la echipa națională și să joace un meci titular. Nu, acești tineri care sunt într-adevăr total altceva și trebuie să recunoaștem că Octavian Popescu, da, este într-adevăr un tip de fotbalist care apare odată la un anumit timp în România. Dacă nu, făcând abstracție de ce zice Gigi Becali și că la multe lucruri nu sunt de acord și mi se pare aberant să ieși să spui la televizor că de ce nu joacă X, Y, nu. Astea lucruri și probabil îi face rău. Nu știu, din punct de vedere de Iordănescu nu ar trebui să vadă așa lucrurile, că nu-l bagă și 100% că nu gândește așa, că nu-l bagă pe Octavian Popescu, că zice Gigi Becali să nu-i facă pe plac. Adică ar fi un lucru deontologic foarte grav. Poate să fie o presiune pusă pe el și să gândească, bă, dacă îl bag cu ăsta titular, automat lumea va înțelege că am cedat presiune. Eu mă îndoiesc că există vreun antrenor care nu vrea să bage cei mai buni jucători să joace și să-i câștige meciurile. Adică mă îndoiesc de faptul ăsta. Nu crede în el. Asta poate fi altă discuție. Că nu crede, pur și simplu nu crede în el, că poate să-l ajute la momentul ăsta. Dar eu aș merge all-in, să zic așa, pe Octavian Popescu la absolut toate meciurile, dacă ar fi ok, îl bagi un meci, două, trei, dacă vezi că nu-ți livrează nimic. Păi ne uitam, m-am uitat ieri, e singurul fotbalist care intră în adversar, da. Are curaj să-l ia unul contra unul, să dezechilibreze o apărare. Restul, intră în adversar, se întoarce, pasă înapoi. Adică jucătorii, aveam un antrenor în Germania și aveau mereu ședințe cu mijlocași ofensivi și cu atacanții și le spuneam felul următor. Veți juca la mine doar prin ce livrați. Ești atacant sau mijlocaș ofensiv, îți număr pasele de gol și golurile. N-am ce să-ți număr, stai pe bancă, îți vine iar rândul. Deci, din punctul meu de vedere, jucătorii ofensivi, pentru asta trebuie să fie judecați, da? Și atunci, văzând că de un an de zile, doi, s-a mers pe Mitriță, a avut și el evoluții bune, dar nu, s-a mers pe Mihailă, dar Mihailă a jucat foarte puțin. Man, a jucat, trece printr-o perioadă mai proastă. S-a accidentat. Adică era un culoar clar, zic eu, din punctul meu de vedere, pentru un jucător, mai ales în sistemul de ieri. Când jucai cu 5 fundași, practic puteai să-i dai lui Octavian Popescu această libertate să facă, intră și joacă fotbal, fără nicio presiune. Și cred eu că putea să facă puțin mai mult. Pentru că genul ăsta de jucători tineri trebuie să te simtă că ai totală încredere în ei. În momentul când te simte ca și antrenor că ai anumite rezerve față de el, atunci intervine și la el o frică. Eu uite, îți dau un exemplu. La primul meci al meu ca titular în cupele europene, după ce venisem de la Bacău, marcasem cu Valencia din penalti și jucăm la Villarreal. Următorul. Aveau o echipă de purichelme, în fine, Reina în poartă. Și Walter Zega, antrenor. Eram, deci, să uită la mine, la plimbarea de dimineață, și spune, ce-i cu tine? La care eu, primul meci al meu în cupele europene, stadionul, am auzit că va fi plin. Na, veneam de la Bacău, adică era normal. Și mi-a zis, intră, joacă ca și cum ai juca în curtea școlii, nu-ți pasă de nimic. Ce ți-am spus eu, tactic, respect, pe faza ofensivă, când ai mingea, fă ce-ți trece prin cap. Mi-a luat toată presiunea de pe mine, deci nu mai zburam. Am zis, dacă antrenorul meu îmi spune, fă ce vrei, doar respect tactic, că defensiv te judec. Dacă trebuie să stai aici și nu stai, înseamnă că nu ești atent la ce. Dar pe parte de joc, când ai mingea, curaj, încearcă, driblează, pasează, faci ce vrei tu. Și atunci, clar, de asta se transpune și în... Ceva asemănător a povestit Neșu despre Protasov. Și spunea, omul ăsta, se referea la Protasov, a avut atâta încredere în mine că la un moment dat avea el mai multă încredere în mine decât aveam eu în mine. Da, exact. Ceea ce a fost un lucru formidabil pentru mine, că nu venea să cred câtă încredere are și la ce nivel da, m-a și te schimbă total. Adică îți schimbă filozofia față de fotbal, îți schimbă zdacea, pentru că
De multe ori, încrederea este cea care face diferența. La jucători care sunt, cum suntem noi cu Muntenegru, cum suntem noi cu Bosnia-Herțegovina, apropiate, da? Apropiate, da. Valoric, apropiate ca și infrastructură, ca ce vrei tu să vorbim, acest plus de încredere și acest plus de răutate face diferența. Și s-a văzut că asta a făcut diferența. Bun, am vorbit de un jucător de 19 ani, foarte tânăr. Care e filozofia ta în privința jucătorilor în vârstă? Și cel mai bun exemplu aici este Deac. Pentru că admitem că a fost un om foarte important al CFR-ului, care a produs multe goluri în acest sezon. Un astfel de jucător, 35-36 de ani, merită chemat? Trebuie chemat? Sau gândești în perspectivă ca selecționer și spui, ok, îl chem acum, dar când începe preliminarele peste un an, va avea 37 de ani și ce mai fac cu el? Da, dar mie mi se pare că noi nu avem nicio filozofie. Și asta e adevărat. Adică noi tot ce vedem, adică nu suntem nici cu bătrâni, nu suntem nici cu tineri, nu vedem niciun mix, să zic, puternic, să zici că sunt acei jucători care îi chem pentru atmosferă, pentru ce poate să le ofere tinerilor. Pentru... Deci mi se pare că de la asta am pornit. Se pare că e o harababură de asta din care nu mai ieșim. De asta am zis că, din punctul meu de vedere, dacă Mirel Rădoi mergea pe acel nucleu, acum eram altundeva. Dacă 25 de jucători tineri care evoluau meci de meci împreună, eu dau un exemplu, Chiricheș, da? Păi Chiricheș cred că de când a venit la echipa națională, în ultimii 3 ani, a avut 80-90 de colegi noi. Pe unii cred că nici n-a vorbit în viața. Adică n-ai cum să ai o relație. Și în timpul meciului la fel. Păi el trebuie să joace mijlocaș și în fața lui joacă Crețu de la Craiova. Înainte a jucat Tudor Băluță. Înainte Răzvan Marin. Înainte Nedelcu și, Nedelcu și luăm da. La rând. Păi când vreodată, eu țin minte la când am jucat în perioada Steaua, timp de 3 ani se făceau 1-2 transferuri. De ne vedeam, jucam din devieri. Cum, și perioada Pițurcă, la fel a fost. De acolo, că am văzut un articol de-al tău cu Pițurcă. Păi și atunci te-ai echipat pe de rost. Adică erau foarte puține lucruri care... Eu, uite, de asta zic că am înțeles și am înțeles argumentul lui Pițurcă, că l-am întrebat, domnule, dar la un eveniment la Mihai Neșu, l-am întrebat, domnule, dar de ce nu mai chema și pe mine odată la echipa noastră? Chiar n-am meritat. Plus că, la momentul respectiv, Ovidiu Petre, care era chemat, nu juca și eu jucam meci de meci. Și mi s-a părut o nedreptate totală. Și răspunsul și Pițurcă a fost senzațional și chiar l-am înțeles. A zis, Florine, eu pe Ovidiu Petre, da? Eu nu mai trebuie să-i spun ce trebuie. Eu nu mai trebuie. Eu l-am chemat, l-am pus să joace și ce are de făcut. Eu să te aduc pe tine acum, chiar dacă ești în formă mai bună, chiar dacă ai jucat. Eu trebuie să te adaptez cu jucător, la jocul cu echiperilor. Trebuie să te învăț ce vreau eu, că tu vii de la club cu o anumită filozofie. Eu trebuie acum să iau totul de la zero, să implementez, să te bag pe tine. Nu ai timp la echipa națională. Eu trebuie să mă bazez pe jucătorii care mi-au livrat, care, chiar dacă trece pe la club, nu joacă. Ok, el e bine fizic, când l-am pus știe ce are de făcut. Și un argument care stă în picioare din punctul meu de vedere. De asta nici măcar n-am fost de acord când se mai spune, domnule, jucătorul care nu joacă la echipa de club, n-ar ce căuta la echipa națională. Nimic mai fals. Oricum, adică n-are treabă. Nu poate respecta de asta zic, dacă un antrenor vine și spune, da, întinerim, mergem și era perioada senzațională de antinerii Lotto. Adică era o trecere naturală, o echipă care a făcut un campionat european de tineret senzațional, da? Pe ei ne bazăm, plus încă 5-6 jucători din... Și atunci, da, poți face un mix. Poți să aduci pe un Dea care e un exemplu de pregătire. Să ai și câțiva de cea veterani. Și ai, să ai câțiva și atunci să faci un mix frumos. Dar când sunt 150 de jucători în 2 ani, ce mix să faci?